De la începutul anului nu se mai lucrează la spitalul de copii. Din ce cauză și ce urmează? Cred că din cauza vremii. Nu cred că e un alt motiv. Sigur că firma are și ea propriile dificultăți, că este o firmă în insolvență, dar lucrările sunt oprite pentru că e perioada aceasta cu ploi aproape zilnice, cu temperaturi foarte variabile, ba e cald, ba se coboară sub 0 grade. Sper să se iasă din această perioadă și să putem să lucrăm și acolo și pe alte șantiere pe care dorim să intrăm în forță.